Deci, cel mai important proiect care ne va permite să scăpăm de dependența de gazele rusești, să oprim acumularea datoriei la gaz, asta e construcția linii electrice Chișinău-Vulcănești-Sacceva. Contractele din împrumut au fost aprobate de Parlament, semnate, negociate, aprobate de Parlament în 2017. Licitația a fost lansată abia în 2020, în iulie. În noiembrie se deschid ofertele. Deci toată finanțarea e fără TVA. Deci statul se împrumută pentru și s-a achis TVA-ul, că pe urmă trebuie să-l întorci înapoi. Ministerul Finanțelor, vara, ca să saboteze acest proiect, misiunea Pușcuță, Sergiu Pușcuță, a venit cu modificare la politica fiscală, la codul fiscal. Când proiectele astea se anulează scutirea de TVA. Și în decembrie, în Parlament, este votată porcăria asta. Dar cum? Cum, domnule, asta este acum, proiect strategic, național, absolut, de importanță, deci cel mai important concret, proiect? Ministerul Finanțelor, ei sabotează acest proiect. E tot ce trebuie să facă, să includă aceste proiecte, linia electrică și modernizarea utilajului de încălzire centralizată în Chișinău, termoelectrică. În hotărârea 246, lista proiectelor scutite de TVA. Adică tu, 3 ani în urmă, ai făcut bugetul, ai calculat fără TVA, Parlamentul a votat și acum Ministerul Finanțelor sabotează. Mai ales că licitația e pornită, lumea se uită și râde din noi. Banca Mondială spune, băi, vouă vă trebuie proiectul ăsta ca apa. Voi altfel nu scăpați de dependența de Transnistria. Ministerul Finanțelor sabotează. Partea română are. Acum, dacă ne uităm, dar cine e acest Pușcuță și de ce el promovează interesele Rusiei și nu a noastră? Vă aduceți aminte de creditul rusesc anul trecut? Da. De unde vine inițiativa? Ministerul Finanțelor. Vă mai spun o chestie. Domnul Pușcuță, în 2008, a fost șeful Centrului Național Anticorupție, CCCEC-ul, unde băncile raportează tranzacțiile suspecte. Dar după? Ce s-a întâmplat în 2008? Banii pe cazul Magnitsky. Deci, părerea mea personală este că acest individ reprezintă interesele Federației Ruse în Republica Moldova, ținând cont de, iată, toate aceste elemente, cum el sabotează proiectele care sunt importante pentru noi.